2-10, 2-10. Domnule Bebe Cotimanis, bine ați revenit la Moreal, am înțeles că după 4 sau 5 ani și felicitări pentru reprezentația din această seară cu piesa Cafeaua Domnului Ministru, regizată de un român moralez, Daniel Bucur. Prieten Daniel Bucur. O primă întrebare, cum găsiți publicul de la Moreal acum față de acum 5 ani și cum găsiți publicul de la Moreal față de publicul din România? Hai să punem accentul pe... Eu n-am noțiunea timpului, am noțiunea spațiului. Habar n-am că am fost acum 5 ani, știu că am fost la Moreal, nu e o chestie de alzheimerească, am din tinerețe. Deci publicul și... de la 7000 de kilometri atunci. Da, publicul este minunat. Publicul este minunat, în primul rând, pentru că e bolnav de dor, de țară. Orice ai face, ai ajuns aici, rămâi cu ceva de dincolo. Și noi venim și... Stâmpărați dorul ăla. Mai stâmpărăm dorul ăsta. Și ne bucurăm că putem să o facem. Iar publicul din seara asta... Nu știu, piesa este politică. Care stă mereu deasupra noastră. Politică, plină de iubire. În toată nenorocirea aia cu finalul pe care l-ați făcut, este o piesă adaptată de Daniel Bucur, rescrisă de Daniel Bucur și de mine, după o idee de Horia Gârbea. Am avut un interviu și cu Daniel Bucur, acum o lună aproximativ, despre această piesă, jucată, am înțeles, și în România. Și l-am întrebat cum e să lucreze de la niște mii de kilometri cu echipa de actori cu care pune scenă piesa. O să vă întreb același lucru și pe dumneavoastră. Cum e să lucrați cu un regizor care este la câteva mii de kilometri de locul unde vă aflați dumneavoastră? Distanțele pornite de ei sunt cu totul altele decât alea fizice. Distanțele pornite de la inimă sunt alea care trebuie, alea adevărate. Distanța geografică, fizică, nu contează. Daniel a mai venit în țară, nu e prima piesă asta. În România și a pus cu mine, cu logodnica mea, cu Iulia Dumitru, Old Love-ul, ultima piesă tradaptată de Petre Bocor, un prieten foarte bun. Am pus cu el și Don Juanu, cu care am venit aici, se pare, la Montreal, acum 5 ani, dacă spuneți, merg pe încredere. Și ultima piesă tradusă și adaptată de Petre Bocor. A dispărut Petre Bocor, a plecat dincolo și Daniel a venit cu piesa asta. Zic, cine a tradus-o, că e foarte mișto. Foarte mișto tradusă. Petre Bocor. Zic, cred că mi-a trimis-o de dincolo, după chestia asta. Și am lucrat foarte bine cu Daniel Old Love-ul. Sper să venim aici la Montreal. Am pus bazele cu Simona Hodoș unei viitoare deplasări aici la Montreal. Pentru mai mult timp și în mai multe orașe, cu piesa, ultima piesă tradusă de minunatul regizor Petre Bocor. Revenind la piesa pe care a jucat-o în această seară, ați avut nevoie de modele de inspirație pentru ministrul pe care l-ați interpretat pe scenă? Dumnezeule, dacă Doamne. Da, cine? Dacă nu, de ce? Dumnezeule, Doamne, modelele sunt la tot pasul, te împiedici din păcate de ele. Sper să dispară de pe scena politică și dăm și noi o mână de ajutor în sensul ăsta. Din păcate, situația în care se află țara noastră dragă nu este tocmai ideală. Dar eu mă bucur și am avut discuție și cu Daniel Bucur, că vorbeam de bucurie. Eu mă bucur când se ajunge la un teren bun de fundare, adică mai jos de atât, nu putem. Este ca la... am trecut de nivelul de îngheț, un teren bun de fundare. Eu am zis de multe ori asta, că mai jos nu, de atât nu se poate și am avut surpriza. Avem pe cine sprijini de acum încolo. O moarte lentă de aia nu-s de acord cu ea. Să o lălăim așa nu știu când. Dom'le, s-a ajuns la nivelul minim. Groapa Marianelor. Groapa Marianelor, ne luăm vânt și ne ridicăm de acum încolo. Următoarea întrebare face tot un fel de legătură între actorie și politică. Au fost exemple de actori celebri care au avut succes și în politică. Ronald Reagan este cel mai celebru. Mai nou este și președintele Ucrainei, fost actor și actualmente politician. Omul ăla de-abia s-a lansat, săracu, nu știm ce l-a știut. Exact. Ronald Reagan a fost un exemplu de succes. Vorbiți de politicieni, actori români. Aici nu, pentru că politica în România este un fiasco total, iar actorii nu pot face notă discordantă. Mamă, ce bun politician e ăsta. Politica la noi nu este politică. Habar n-am cum este în străinătate, dar se pare că este o
curvă necesară politica asta. O să pun bip. Nu v-ar tenta o carieră politică? În niciun caz. În niciun caz. Pentru că actorul trebuie să fie, ca să fie valabil, trebuie să fie mereu în opoziție. Să ia societatea, să o critique, nu? Să dea cu ea de pământ, să tragă semnale de alarmă. Și nu în opoziție numai cu partidul de la putere, ci în opoziție cu opoziția. Oricine ar face eventual greșeli. Oricine face greșeli politice. Și cred că ăsta e rolul nostru. Dacă îți vine să dai o mână de ajutor, dar știi cum te descurci acolo? Habar n-ai. Avem colegi care au făcut politică, unii au ajuns și miniștri, alții au atitudini politice, pro și contra conducerii actuale. Asta era ultima întrebare și dacă ați adus vorba, o să vă întreb acum. Există actori care au ieșit în spațiul public cu poziții pro-unii sau pro-alții? Da. Alții preferă să rămână în turnul lor de fildeș, dacă îmi permiteți expresia. Da, dumneavoastră, în care tabără vă simțiți mai bine situat? Da, eu încerc să-mi construiesc un turn de fildeș, nu reușesc, Iureș a reușit și a spus, domne, eu mă păstrez vis-a-vis de Dumnezeu și nu pot să mă amestec de astea și cu profamilia și cu toate chestiile astea. Eu îmi impar, sunt de acord cu ăla într-o privință, nu sunt de acord cu celălalt în altă privință, dar în general încerc să fiu de acord cu mine. Și dacă eu nu sunt în acord cu ceea ce simt, eu nu pot să mă lansez pe scena publică. Am oameni politici la care țin și oameni politici pe care îi urăsc. Ura e o chestie nu tocmai venită de sus, e venită din partea alaltă, sub pământeană și de la diavol. Încerc să iubesc pe toată lumea, nu reușesc să iubesc pe toată lumea, deci nu vreau să rănesc pe cineva. Drept pentru care am prieteni în PSD, nu-s de acord cu politica lui, îi apreciez ca oameni. Zic, mă, v-ați ales o meserie tâmpită. Da, nu, vorbim despre politică și asta deja, ați văzut plicul de bicarbonat pe scenă, cred că o să apelez la el, dacă m-a luat aciditatea. Bun, ultima întrebare atunci, ca să nu forțăm prea mult nota, sunteți un actor care a jucat astăzi un ministru, credeți că e mai ușor asta sau invers, miniștrii care joacă teatru? Da, Dumnezeule, ăștia nu sunt în stare să joace nimic. Pentru că mulți dintre ei ori fi în stare, dar nu sunt puși în contextul necesar, n-au echipa necesară și dacă te bagi într-o troacă de asta, nu? Noi grecii, Macedonii, avem o vorbă. Dom'le, de ce nu merge treaba bine? Și bunica mi-a spus, băi, avem o vorbă, dacă pui curul bucătar, ce mâncare vrei să-ți facă? Scuzați, doamnă, că la masă n-auzine. Dar este cât se poate de adevărată, nu? Alegi pe cine alegi, ce vrei să faci. Domnul Cotimanis, eu vă mulțumesc pentru acest interviu, vă mulțumesc pentru prezența noastră la Montreal și pentru reprezentația din această seară și vă așteptăm cu acea prezență de mai lungă durată, eventual un abonament transatlantic. Oh, Dumnezeule, Doamne, Simona Hodoș a zis, hai, Doamne, să facem o trupă românească aici. Zic, și ce șansă avem? Zic, șanse mari, că românii... Ați văzut sala plină. Dumnezeule, Doamne, emoționată treabă. Vă mulțumesc celor care ați fost în sală și celor care veți veni cu siguranță auzind ce s-a întâmplat de la cei care au fost. Seară.
dintr-un singur motiv pe care l-ați văzut și dumneavoastră. Ei nu au nicio legătură cu realitatea. Mulțumim! O rămână, mulțumim! Mai bine, mulțumim!